Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general, PUDU, și regulamentul local de urbanism, până la data aprobării noului plan urbanistic general și a noului regulament local de urbanism. Dacă ați citit în ședința de comisie, preambulul propune să se aprobă prelungirea termenului de validitate al planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism până la data aprobării noului plan PUD și a noului regulament de urbanism general. Articolul 2, prezenta hotărâre va fi comunicat discuții prefectului, primarului comunului, compartimentul urbanist și amenajarea teritoriului. În ce stadiu este nou cu la care se lucrează? În ce stadiu este? Ele sunt... Trebuia o hotărâre din guvern sau nu știu, trebuia din cauza asta. Suprafeții prea mari care au cerut tot ce trebuie. De fapt, documentați în aviz, la Ministerul de Agricultură, la SRI, la APA, la MIR, la și el, efectiv, și când se încheie lucrarea, nu se poate fi aprobat, pentru că dacă nu există înțelegere între două localități care se stabilească litigiul s-a aflat în faza, deci am fost la mediere, nu s-au prezentat și prefectura urmează să acționeze în instanță. Este din competența lor, spune hotărârea contenciosului instanței la contenciosul administrativ de la județ. Tocmai pe prima parte, pentru că am acționat noi, ne-a respins că nu, trebuie medierea să se facă nu la un mediator de către noi, ci la prefect, în fața prefectului. Am fost și nu s-au prezentat, urmează să-și facă. Dar ca să putem continua activitatea cu autorizație de porturi de demolare din ce, propun să mai prelungim punctul existent. Comisia administrativă a solicitat diverse să ne prezintă o situație viitor la stadiul noului PUC, precum și plățile care s-au făcut până acum către... și avizului general la obiectivul construirii anexei
Se aprobă documentația tehnică de viziu general la obiectivul continuării anexei centrale termică și casală din Comuna Slău, valoarea investiției 74.921 de lei, din care, la care se adaugă 14.235 de lei TVA. Valoarea construcției montaj este de 60.073, la care se adaugă 11.414 lei TVA. Finanțarea obiectivului de investiții la Comun se asigură la bugetul local. Consiliul Local al Comunei Asiu, Cresul Bacău, primarul Comunei Asiu, care este plasat legat de proiect. Prezenta hotărâre va fi comunicată prefectului, primarul Comunei, compartimentul financiar contabil, resurse umane, compartimentul proiecte, investiții, achiziții și va fi afișat pe site-ul instituției, adică al Comunei Asiu. Aici noi am mai avut o discuție cu proiectantul. Uitați, domnul inginer aici, s-a deplasat la noi, am mai verificat, am mai revizuit, am mai trecut în revistă împreună cu noi, cu mine, cu domnul Vici, primatul, domnul Lasca. Problema e în felul următor. Ca să reducem din cheltuie, dumneavoastră că se poate, dar să dăm jos izolația externă, izolația internă. Și mai sunt câteva, o să din finisaj, din nu știu ce. Dar având în vedere că sunt zile când de vinere și până luni nu se lucrează, sau mai mult, dacă fie o sărbătoare legală, așa, nu mai asigură securitatea la vieți. Și atunci am început să le punem înapoi. Și am ieșit iar la același lucru, ca să documenteze mai bine domnul inginerilor, să prezentați. O secundă, dacă trebuie să fie proiectantul sau e postul? Proiectantul. Să fie proiectantul? Da, de-a spune. Domnule, am venit și aici puteam să facem ceva puțin.
țigla trebuie de postul dispensar, să fie pus... A, țigla trebuie pus aici, păi se poate face, deci... Țigla pe jos? La devizul ăsta se poate face după aia jonglări de astea. Ce pui și ce lucru? Să-ți faci situația de lucru. Dar acum, când am făcut deviza, trebuie să fac totul, ca și cum am făcut de la zero. Am făcut și de nevoia cu constructorul. Domnule, îți dau eu țigla, îți dau astea și le pui. Din lemne, tu m-ai rămas aici pentru a acoperi. Da. Știți? Dar eu, ca deviz, trebuie să fac de la zero. Asta e. Că după anul o să părăgești în spate cu amintele e foarte bine. Domnul Jumar, întreb și eu, că am avut asta și ședința trecută. Dispensarul ăsta acum e proiectul care a fost înainte, la care se lucrează, de fapt, într-o renovare a dispensarului, pentru care a fost o sumă de, nu știu, 10 miliarde, nu știu, vorbim de bani vechi, destul de mare. Cine a gândit atunci proiectul pentru renovare? Nu a luat în calcul și central? Nu cumva au considerat că are și în mână aia? Nu l-a era centrală într-o camera, nu l-a învățat. Că partea ce mi-a s-a făcut, mă gândesc proiectul ăla, s-a impus tot, domne, acoperișul trebuie tot, izolație toată, fațada, interior, tot s-a fost nimic acolo, în afară de centrală. Și centrala de ce nu fost? Dar pur să schimbă soluția, că, domnule, aici eu am nevoie de spațiul ăsta pentru portare, trebuie încălzită și casa doctorului. Întreb nu cumva proiectantul de la proiectul respectiv o gândit că are o cameră centrală care este bună și poate folosi, să-i facă ușe exterioare, să-i facă ce vrea. Adică totuși sunt 800 de milioane, 800 și ceva, 85 de mii, 84 de mii de lei. Și vorbeam și așa ședința trecută de lipsă. Și întreba asta urma să încălzească, are 3 cabinete medicale plus casa doctorului. Bun, și proiectul la care se lucrează, de ce nu considerat că are nevoie de camera cea care întreb? Nu cumva proiectantul respectiv, domne, are și de ajuns. Că acolo sunt tot reparații capitală. 10-11 miliarde. Probabil puțin am discutat bine cu doctorul. Deci, proiectantul, dacă se fie care doctor se păcasă, mai e o problemă aici, că nu o deci, în ZF, să am găsit un doctor. Ori sunt trei cabinete. Când s-au făcut domnul doctor, nu am niciun cuvânt de spus când s-au făcut studiile pe doctor, dar n-am fost cu domnul Stoica acolo. Bun, și domnul doctor nu a considerat, a venit să discutească, nu fie grea la asta, 250. Deci împreună cu ei eu fac studii, trebuie să strice și sobii și hornul, dar nu le-o străcat. Păi, domnule, și domnul doctor, cel puțin domnul doctor Bărzan, este și consilier, nu considera că era necesar să discutească de cheltuială de aproape miliarde. Ca să o gândească atunci dacă știa că îi trebuie centrală. Că eu știu că a fost o mică discuție atunci în care s-a spus clar, nu este necesar de camera centrală pentru că există. Mergem înainte, cheltuim 11 miliarde, deci mai trezit, nu mai trebuie unul. Și restul, așteaptă. Știți ce se întâmplă? Doctorul Ferez nu avea centrală, făcea foc. Doamna doctorul nu avea centrală, făcea foc. Mi-aduc aminte de explicația la timpul respectiv, a spus așa, că cei de la ISU au recomandat ca acea cameră centrală să fie în exteriorul clădirii. Da, așa asta. Păi și atunci de ce nu a pus un proiect respectiv? Dacă cei de la ISU. Noi îi dăm postil treaba asta, îi dăm guvernă, că ne recomandă toată lumea ceva. Mai puțin ne recomandă lumea că avem nevoie de apă în jumătate din comună, că avem nevoie de canalizare, de drumuri, de acces, de cozi, de poduri. Asta nu ne recomandă nimeni. Ne recomandă, în schimb, un miliard pentru securizare și alți bani. Și vorbeam în ședința trecută că nu sunt bani. Dar oare unde ne oprim? Domnule, banii ar mai fi. Vă explic, pentru că abia am început canalizarea. Noi primele plăți în anul ăsta și cred că și în prima parte a anului care vine, facem din fondurile acelea pe PNRR. Noi am pus asta diferența, să o avem. Dar până la urmă, ce credeți? Că și mai rămâne, că am mai luat poate ceva, o să facem în situație. Ce facem? Trecem în fondul de guvern pe la anul? Noi vrem să facem pot acolo, pot dincolo, nu știu ce, complex, de toate și foarte bine. Dar banii ăștia și ei nu-s ca el asta. Și atunci de unde se mai lucra fiecare? O promis, băi, eu hai că încerc să vă fac cum pot, cealaltă, hai că încerc să fac ce aia. Noi cu toți zicem, hai noi să facem ceva la complexul ăsta, ușor, ușor, să ne tot putem. Păi,
ar trebui să fim un pic mai atenți că... Iar n-ar fi problema de niște bani urgente. Pe data dumneavoastră credeți că rămânem la canalizare că din experiența care avem de câte ori s-o terminat o zi în anul ăsta și trec și prima parte a anul care vine situații de lucrări la PNDN și îngrează banii, dar la total mai trebuie să punem noi ce? 10 miliarde și 100 și ajung la unul că te poți împotmoni sau nu? Da, exact, și te poți întâlni. Nu dacă nu începe anul care vine, pui banii deoparte acolo la canalizare. Dar de ce să luăm ceva ce nu avem? Îi punem deoparte dacă o să-i avem la... Nu știm ce situație va fi la... Dacă centrala nu știu să face, nu se face. Asta e competența de aici. Hai, cum ați zis la proiectul ăsta, dar nu vreau să nu se va putea încheia. Nu vreau să mă desfășoare pe reabilitare. Nu s-a putea, nu se va încheia lucrările și toată jocoteala pe proiectul reabilitare dispensare. Așa, exact. Să rămân așa. Vina nu cred că aparține al privat decât celor care au participat la actualul proiect care e în derulare, nu e al nostru a Consiliului Local. Ai fost, ai făcut studii, s-a dat o sumă destul de mare de bani, cu 11 miliarde, am să construiesc de la zero. La dispensare... Bine, sunt alte cerințe, știi? La dispensare nici n-am ajuns cu toată majorarea să luăm sumă la PNL. Noi, eu așa am reținut că nu aveam depus niciun leu la reabilitare dispensată. Avem la codul de la Socio 1.200.000, avem la canalizarea asta 10.500.000 și la dispensat nu. Dar uite că dacă nu au fost prins și s-au schimbat ideile, nu pot să mă intervin să mă iei ceva. Poate ar fi bine ca la un moment dat cineva să-și asume. Nu, de câte ori se greșește sau se uită sau se trece, să plătească tot cetățenii. De fapt, vorbim de bugetul local. Așa cum am vorbit când s-a făcut bugetul comunii astea, a lăsat la bunuri și servicii o sumă atât de mare cât s-au găsit 1 miliard de securizare. Bun, că ne obliga nu știu instituții, fără să vedem o hârtie, am fost sau nu. Unii postași spun că asta e doar lea. Ca să nu vorbim așa, dumneavoastră în ședința din comisii, da, trebuia să... Treceți în procesul verbal. Eu nu am fost la ședința de comisii să fac țarele astea ca noi să pregătim, să luăm de la contabilitate, să luăm iar în fața legii. Cine mă obligă pe mine să securizez instituțiile comune? Păi eu am vorbit și atunci la trecută. Cine mă obligă? Păi domnule, dar nu ați spus când am vorbit despre asta. Treceți în hârtie, nu așa. Am cerut la diverse până la trecută, printre altele, inclusiv ce comisii s-au făcut să curios până ajunge la diverse, dar acum vorbim de niște bani care se ia de undeva. Noi nu am avut când am vărțit bugetul, luăm de la dezvoltare, banii care se dau prin telefoanele acestei primării. Toți angajați au telefoane și abonamentele sunt plătite, da? Eu înțeleg, domnule, aveți o secretară, aveți un contabil, aveți un jurist, ce aveți, sunt de acord. Dar toată lumea are telefoane, toată lumea îi se plătește abonamentul. Școală de șoferi se plătește și apoi poliții locale. S-a recuperat. S-a recuperat. Eu sper să fie... Iar telefoanele, să știți că în afară de conducerea comunii, ceilalți au un număr limitat de minute. Au un număr limitat, da. Nu, eu nu. Au un număr limitat. Poate să ne arătați o situație. Dar ne întoarcem la bani. Haideți că... Da, am arătat. E vorba de bani, nu-i de fapt, da. Domnul președinte, e la legea de la dispensare. Haideți, la diverse discuțăm probleme. Eu cred că trebuie ținut cu o sumă de bani. În parte, a făcut și eu. Păi, da. Am vorbit cu de-a lăsat. Și nu știu, vă termina și cu de-a și ai treabă cu niță. Păi, dar n-ați venit după ce-a urmă. Eu știu că se filmează așa. Cum nu se filmează așa, așa e o pizca la dat. Asta e vorba de bani. Și vezi banii, fără banii. Domnul președinte, vă liniște și ca să vorbească colegul. Deci am participat și eu la acea întâlnire cu proiectantul și cu executantul și cu domnul Dumnezeu, cu domnul Bici și cu domnul Lascăr la dispensat. S-a încercat o soluție de a mai elimina din o serie de lucrări care trebuie executate acolo pentru a scădea prețul lucrării până la urmă. Înțeleg că nu se poate, deși eu cred că se poate. Eu rămân la acea idee că nu cred eu că este absolut necesar într-o încăpere care e destinată de centrală termică să fie bardoseală de ingresie. Da, aia se face. Aia se face destul de scumpă, la urmă. Și o șaură de bătate cred că ar fi fost suficient.
chiar și cu acoperișul indiscutabil, dacă vorba de timp, el exilia și de acolo s-ar mai putea scoate din fiala decorativă și altele, nu știu dacă chiar exact din fiala decorativă. Mă rog, dar s-a mai pus problema în felul următor și ne amintesc că rămăsese ca domnul primar să discute cu cei trei medici și să înțeleagă și dumnealor faptul că în momentul în care lucrarea se va termina, vom rediscuta contractele pe care le avem în creativ cu ei, de concesionarea spațiilor de acolo. Reevaluează și implicit o secundă. Ori nu știu dacă s-a făcut lucrul ăsta și... Păi, dar nu-i gata lucrarea. Stau și mă întreb, pentru că dacă acele sope de teracotă nu au fost încă demolate, așa, o să zic că dar nu mai trebuie nicio centrală, o să fac o consumă de teracotă și nu-mi convins. Nu e așa, pentru conform noi, din pompier se sigilează sobele, se sigilează portițele, se face proces verbal și nu umblă nimeni așa. Dar dacă se întâmplă ceva și se rupe rețeaua, am fost la inundație și nu a fost o lună de zile lumină. Așa se fie. Pe bani. Așa se astăzi nici cum trebuie. Așa se dacă le dărmau și noi astăzi face. Asta de s-ar putea să nu se facă. Cei trei medici s-au putea să nu se facă. Dar să nu se s-ar putea să nu se facă centrală așa. Nu știu ce facea. Îi dai cu radiator. Banul popor și aici nu cineva nu știu cum treaba asta vrea să și și sănătatea poporului nu e vorba dispensat să așa acasă. Probabil că n-ați fost atent, eu am vrut să vă aduc la cunoștință că cineva nu știu cum treaba. Da. Au beneficiat din proiectul de luare și acum de 11 miliarde, 10 tot fi fost. Și au colaborat și n-au vrut să-și dea interesul să fie treaba bună. Și din cauza lor trebuie să plătim din bugetul comun o sumă de bani. Dar știu că ăsta e scandal. Mai vreau să nu scandal, domnule, dar nu trebuie explicat. Până la urmă, și proiectul ăsta nu mă încălzește numai pe mine, sau numai pe Matalie, sau am încălzește aiurile. Așa s-o constatat, la un moment dat, am ajuns la concluzie că să facă, să încălzim și casa doctorului, de casa doctorului. Acolo poți fi și un cabinet, altceva, mai bine un specialist, mai bine, trebuie să ai treabă. Nici la ei nu e ușoară, să știți exact ce domnul inginer, se va calcula, se va arde în comun și se va calcula banii la combustibil în funcție de metri cubi sau de pătrați de construcție. Trebuie să o să iei și acolo, mai treaba lor. După aia, ăla dă mai emoțional, nu știu ce. Trebuie analizat, dacă e așa sigur că îi spun, dacă e așa, îmi spun specialistul și începe cât materiale primii aia și ce criterii și condiții trebuie să aibă. Să știu parți care are dreptate, când a spus că dumneavoastră, când ne-a spus prin noi, să știu parți, noi avem dreptate. Și asta este dilema. Trebuie să fie analizat. Îmi pare rău că, domnul primar, dacă le analizăm, dacă le-am pune așa după urechi, dar nici nu după urechi nu trebuie. Toată lumea știe, sunt trei pereți care se anexează la clădirea aia. Dar nu se anexează, e clar. Păi, vede, separat. Nu-ți dă voie. Da. Tu mai de asta, cu atât mai nu trebuia să fie venit atunci când trebuia. Mă rog, vă dați și... Am zis, uite, să-i dați bani, trebuie să-i dați 2 miliarde. În ce? Eu îi consider, trebuie să-i dăm măcar să aibă. Nu. Urmând ca, așa cum spune domnul inginer, să vedem împreună din membrii comisiei, domnul
Eugen, care mai are timp și vine, să începem. Noi o să o scoatem, noi o să scoatem, să vedem cine, să înscrie și cine dă mai puțin. După aceea începem să mai tăiem, dacă mai avem niște grinzi care sunt în spate ce au rămas de la sponsorizare. Da, mă, dacă sunt chiar și în cealaltă de aceea, eu o luăm iar. Doamne, nimic nu se face fără bani, că e mult și eu am senzația aia și toată lumea are senzația. Că se pare că se s-o pare de asta, nu îi se pare că e mult. Că a făcut și nu, în altă părță, adică. Proiect de hotărâre privind apărarea documentației tehnice și a devizului general, cu obiectiv cu modificare soluție șarpată la imobil cu denumirea cu destinație complex comercial de zonă în formula asta. Spațiu cu se aprobă documentația tehnică economică de viz general a cui preambulul l-ați studiat. E vorba de hotărâre, eu zic să-l citesc, dacă se filmează, poate să nu știe și lumea. Nu ne-au apucat pandalia să încercă să mutilăm complet. Consiliul Local al Comunei Asemului, în ședința de astăzi, văzând proiectul de hotărâre numărul 6372 din 16.07.2019, privind aprobarea documentației tehnice și devizului general la obiectivul modificare soluție și aparte la imobilul cu destinația complex comercial pe puțunul în comuna Sălui de Cipatul. Referatul de aprobare al primarului înregistrat la numărul 6371-16-7-2019, raportul compartimentului urbanic înregistrat și la 6373-16-7-2019, decizia civilă numărul 431-2016, pronunțată de Tribunalul Bacău, secția contențioasă administrativ, încheierea în dosarul numărul 36-36-26-2019, aflat pe rolul de către Moinești, mai ședicea raportul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Bugeț, Finanțe, Administrația Domeniului Estului și Privată al Comisiei Său, raportul Comisiei pentru Învățământ Sănătate, raportul Comisiilor Permanente. Prevederea de hotărâri Guvernului numărul 907-2016, primit etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului proiectelor de investiții finanțate în fonduri publice. Prevederile legii 207-2016 prin finanțele instituției locale cu modificările respective. Prevederile articolului 136 aliniatul 8 din ordonanța de urgență a Guvernului 57-2019, codul administrativ, care, apărând codul administrativ, s-a abrogat legea 205 privind administrația publică. Analizând documentația tehnică de vizul general pentru obiectivul care l-am spus mai sus, în temeiul privilegiului articolului 129 din codul administrativ, propune, se aprobă documentația tehnică și de vizul general al obiectivului modificare soluție șarpantă la imobilul cu destinația complex comercial în comuna Sălui, județul Bacău, valoarea 65.736, la care se adaugă 12.489 de lei de veau, valoarea construcției plus montaj, valoarea construcției, da, asta e, valoarea construcției plus montaj, 35.145.000, la care se adaugă 6.67 lei TVA. Deci iese 35.000 plus TVA. Pe restul, da, e prevăzut. Da. Ce se întâmplă acum? Analizând treaba asta, uitați,
dacă ați dat mai departe cu poliția plată. În lucrarea din dosarul, din proiectul ăsta mic, cum îi zice, cu modificarea acoperișului, datorându-se că suntem în litigiu cu doamna Stoica, litigiu care a existat între Ronel, fosta proprietară a spațiului, litigiu care a fost preluat de, nu este de lichidator, și care după aceea s-a răspândit asupra noastră, că să nu plouă la doamna Stoica. Ne-am urcat pe acolo, nu deranjează cu nimic, asta e viața, dacă cineva are poftă asta. Acum și noi am făcut adresă, domnul Cristi a fost la cadastru, am luat un extras de carte funciară a doamnei Nicodim, cu spațiul ăsta. Doamna are în proprietate exact amprenta asupra. S-a uitat și domnul inginer, a venit și eu în tască, un topograf, ce ne-am uitat noi. Deci, domnule, ei n-are o palmă în plus de la proprietatea fundației. Deci, cărnii sunt pe proprietatea noastră. Deci, gulerul ăla de sus este pe proprietatea primăriei. Și un metru din spate, fostul gardului crescut în niște bozi mari, este proprietatea primăriei. Acum, am discutat cu doamnele, am fost în concediu și am discutat înainte, să facem o adresă, să o concepem. Să o chemăm pe doamna Stoica să-i arătăm cam despre ce este vorba și cam ce urmează. Da, dacă nu se... Noi o acționăm în instanță. Dar până atunci, ce am zis? Domnul Vici vine cu ideea, domnule, hai să... El nu mai lucra ce concepem, hai să punem suport la fiecare căprior, hai să tăiem frumușel așa, pun placă de bal sau de ceea ce e de așa, dăm o culoare frumos ca să n-apară urât, chiar dacă nu mai șmutim noi, până la a se face un nou șarpantă, un nou acoperiș. Și ziceam, să încercăm și o variantă asta, pentru că sunt două soluții. În august e ultimul ten. Dacă nu, ia mandat pe mine în judecată și cere despăgubiri de la data de punere de cereri la de avocală instanță în sumă de, nu mai știu cât timp. 100 de lei pe zi. Așa. Dacă nu s-a aprobă ăsta, proiectul, eu mă duc nevoie și să mă întreb asupra celui care nu a aprobat hotărârea. Că nu poți să plătesc, că eu nu-s Gheorghe Dracu și nu-s vinovat de toată întâmplarea asta. Ziceam că împreună cu dumneavoastră să stabilim, să mai negociem cu domnul inginer și dacă începem în bucată aia, să facem cum vedeți dumneavoastră, să nu mai apară numai bucățica asta, și să continuăm cu tot acoperișul, ca să nu dăm bani pe bucățări, pe zbuțești și așa. Da, 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 da. Așa. Asta e și cu spate. Asta n-aveți? Da, da, da. Asta e și cu spate. Acum, dumneavoastră, na, analizați, eu zic și eu ce mă doare, știi, din punctul meu de vedere, la urma urmei. Că nu văd de ce aș plăti. Ca să, trebuie să ne punem de acord, să găsim o soluție. Să ieșim din întâmplătura asta. Am discutat aspectul și de în prezența domnului inginer Vlasca. Era și doamna Sorin aici. Eu personal rămân la ideea că am pus căruța înaintea caierului. N-avem o hotărâre cu Consiliul Local prin care această clădire să intre în inventarul domeniului public sau domeniului privat al comunei și abia după aceea să ne îndreptăm spre a face ceva lucrări aici. Eu am înțeles că ea, clădirea în sine este trecută financiar, sau mă rog, dar e așa de greu să facem o hotărâre. Da, nu știu ce o facem.
Deci stăm. Inițiem acum un proiect de hotărâre să ne implicăm în clădirea asta, dar nu avem din partea domeniului public sau primar. Și ce facem cu clădirea? Poți investi. Putem investi bani în clădiri care nu avem în inventar? Nu vrea. De-aia am zis mâine, eu nu dați că nu trecem la cadastru la oficiu ca să scoată documentația extrasă de practică de cea. Și având în vedere că... Dar spuneam că suntem proprietari. Am înțeles. Și ce spuneți dumneavoastră aveți dreptate. Dar consider că a fi proprietar, așa cum trebuie să dăm socoteală, nu știu unde, când nici ouă la iar, așa trebuie să... Da, da, având în vedere acum, cum spuneți dumneavoastră că mai avem termenul până la august. Haideți să facem acel proiect de hotărâre și să o introducem în inventarul domeniului public sau privat al comunei și în paralel venim și cu această hotărâre de... Pentru că acum, eu personal spun că investim într-o construcție care e a noastră, e adevărat, dar nu introducem inventarul comun. Dar cumva s-a bine decât... Nu știu, eu zic că bine decât domnul. Păi și mâine venim în luna august, doar să vedeți. Venim în luna august cu o hotărâre prin care introducem clădirea, atunci am inventarul domeniului public sau privat. Numai bine, introducem întâi clădirea asta în inventar și după aceea investim în ea. Deci știu eu că suntem proprietari. Deci până la asta nu e o problemă. Mâine vine, convocăm un extraordinar și o recuat dacă există voință. Dacă nu... E clar că aia trebuie făcut acolo. Conform hotărârii judecătorii și o să plătim. Zilnic așa cum s-a stabilit. Dar haideți să facem pașii care trebuie. Păi mâine aducem, vedem după întâi, în primele zile, ce mai apare și eventual să avem o ședință, poate în august, mai pe care v-am văzut ceva. Sau? E, poate. Mai bine. Da. Poate. Da. Poate. Da. Nu mai este pentru că asta, pentru că ce-am intercat din urmă, așa, din 5. Da. Dacă ședința va fi mai repede... Adică ai cumpărat-o și nu tot trebuie să conservați și inventați sau ce? Domnul primar, două trei trebuie la cumpărare. Domnul primar, în expunerea dumneavoastră spuneați că eu am înțeles că acest proces, acest conflict complicat între Ionel, fostul administrator, operat, lichidator, nu știu ce, și noi ne-am prezit în fața faptului, nu cu acest proces. Dar din primărie, cineva, s-a întâlnit cu doamna Cristina să stea amiabil să încălcăm acest rol și în altul ne ducem la următorul termen, cum vreau să nu încălca părțile. Nu, dar acum mai ce este acea problemă? Avem extrasul de carte cinciare la domnul Cristina. Ca să nu mai ajungem să la pentru eu săptămână. O rămas cu doamnele, dar doamna au avut și probleme. Ascultați un pic, stați mă rea ca să zic. O rămas cu concertul moartez, prin care să o invităm să îi arătăm cartea noastră. Nu, trebuie să vă rezolva și cam calea mea. Eu cred că doamna... Spuneți. Deci ne-am trezit, acționați în instanță. Am înțeles asta. Am citat, am adresat, am vrea și să dar vreți, chiar după aceea nu am adus o salută, este supărat. Că a făcut invitație în sens, discutăm amiabil, am făcut invitație domnului Gură, care este avocatul comisiei. Am primit înapoi scrisoare de la domnul Gură, nici nu a deschis-o. Doamna Pistoica nici nu s-a prezentat în instanță, nici nu vor să stea la discuții cu noi. Exact așa s-a exprimat și în instanță, că am fost modificați și noi să ne doamna și ne-a dat. În instanță am văzut că noi n-am avut extrasul de carte financiară din ei. Acum, dacă o invităm cât mai scurt, săptămâna care și inicial, zic, băi, mâine îi dăm drumul la adresă. Și o invităm și dacă vede situația, poate să știți ce... Sigur că da, am chiar așa să bate în palmă. Dacă mergem de caz de forță majoră, să nu știu cum să-i zic, sigur că părțile se pun curteze. Dar dumneavoastră, domn primar, vă duce, de-a noastră de comună, am stat ce puțin aici. Am stat acolo o lună, este grav de cum orice nu stă de cort. Acum am stat de cort aici, era nu știu, m-am mai zis de obisești. Da, eu am încercat să văd asta, dar n-am avut documentul ăsta, prin care și demonstrăm că partea domeniei nu mai e. Așa trebuie rezolvat. Adică ce scrie hârtia extrasă. Da, am înțeles. Dacă asta e... Mai avem ce mai de-a trebuit.
la putere. Și mie deci, dacă se trece la urmă, am spus mai înainte partea noastră, fie că ar trebui să punem în totezim în domeniul curat, să facem această început, să nu că am timp potri la mai trece un an de zile, probabil. de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli la comunitate pentru
2 al anului 2019. Preambulul articolului 1 se aprobă codul de încheiere de execuție la 30.06.2019 pentru cele două secțiuni astea. Au
fiecare câte un lot de 10 metri, 10, 10. Merge unul. Unii nu-i consum de apă și nici nu se preconizează că omul poate e în vârstă, ați plecat cu copiii și stabilizați undeva. Dacă îi pui ăla de lot, trebuie să vreau să aibă și ăla acest. Deci noi urmărim treaba asta, nu pățim o... Aia, de 1200, scade pe cei de peste apa său, de părăua său, care nu va fi canalizare, scade pe cei de părăuciungilor la vale, care nu va o cală la deal, scade din munca său pe cei de la părăul bisericii, care deocamdată rămân în afară, mai că vreau un stație de părăuare acolo. De acolo, de părăul bisericii vin, la care sunt mai jos acolo, nu. Și o să împărțim așa de bine, bănuiesc că o să ținem legătura cu dumneavoastră, în sector, până azi când treceți, puteți să-l întrebați, puteți. Deci s-a atacat întâi acolo, urmează să încheie fundul străjii. La DN12 depuse documentația la Poliția Județului, Direcția Circulației, și pentru drumurile județene, de la Comănești, drumul ăsta al nostru până la DN12, trebuie un aviz. Și cu niște criterii, de exemplu, în povestea proiectantul, era și specialistul, patronul, la ce, n-ai voie să mai mult de 50 de metri, la 50 de metri, când vine seara să fie lucrarea acoperită, îi se întâmplă accidente. Și până vine treaba asta, începem cu, la fel și la matele, cu apa la Ciobănuști, tot avizul ăla trebuie de la 50 de metri. Dar, e depus, mă întreb un om, m-am gândit și cred că e bine, mă întreb și cu dumneavoastră, să începem de la pola scaune la vale. Pentru că dacă vor fi bani, dacă ies un program, dacă iese ceva să reabilităm plățica asta de drum, nu e rău din toamna asta să se facă ce trebuie. Și cam asta e pentru analizare. Acum... Da, nu știe nimeni. Cum vine, ce începe apa? Că și ei dori și se ducea cu apa, e mai ușor. Apa, un glob se duce ea. La canalizare vine topograful, parcă, merge, segment, are inclinație, nu are inclinație. Și nu știu ce merge la oameni, că trebuie să fie. Am apasat împreună cu un constructor, panourile astea care suntem obligați de lege să le amplasăm, cu Ministerul Dezvoltării, nu știu ce. Da, și peste tot, la pola scaune, tot la ce. Cam asta e ce privește asta. Dispensarul, mai e puțin, și doctorul Ferez poate să mute, cred că o săptămână, poate să mute la un front. Acum urmează, ați văzut exteriorul său, pentru că se dea ornamentalul, și să mute doctorul Burzan în casa doctorului și ca să iei în lucrare. Cu decontările, cu Ministerul Dezvoltării și alaltă, am trimis la Ministerul Dezvoltării o parte din documentație pentru a primi banii cu dispensarul. În ce privește podul de la genul de la Cărus Socilor, societatea condominiu care a contractat, a predat unei alte societăți și au venit cu meserie Iași, cu case, cu tot ce trebuie, cu vagon, cu... și lucrarea a început la pleia din partea de peste apă, spre părăul Socilor, s-a procedat la desfacerea și la adunarea betonului cu subzidierea de sub pleia aia, pe soaie ce zicem noi. La 1,20 m a venit și proiectantul. La 1,20 m, sub ea s-a dat o stâncă mare, care, efectiv, e destul de sănătos și acum se îmbracă piciorul vechi, pusese de pe fierul beton și urma să fie mașină stoarnă el. Urmând să treacă la puleia asta la Alpugens, pe drumul 146 sau la Pasău, și dacă acolo iar se obține rezultat bun ca și aici, pericolul e înlătură și să înceapă celelalte. Da. În privind ceea ce privește susținerea de mal de drum la Bielea, s-a turnat ieri segmentul ăla de 4 metri care face legătura de la Valea de Pod la Bielea cu gardoane de vechi. Aseară ieri,
aseară desfăcea cofragul, iar la 2-3 am fost cu dirigentul șantier. La scaune aici, tot la fel, s-a completat cu piatră de așezată, cu balast, calcat cu lodul excavatorul, urmează să mai lasă. Și mai e un segment făcut să ne unim la gabioanele vechi și după aceea se fac reabilitarea de ăsta, balata ăsta, drumul asfaltului și balustratele sunt comandate de noi ca să vină și încep să aflăm de lucrare. Altceva o să trebuiască să începem la până un brisăce. Da, acum, da. E societatea care a câștigat. Să începem lucrurile. Cu gazele nu mai știu nimic, decât faptul că societatea respectivă a strâns de la toate localitățile, de la Sofra, la Munca de Sus, o machetă, cu număr de gospodării, cu număr de societăți de prelucrare a lemnului, în ideea că s-ar putea să facă uscătoare care consumă gaze și nu știu ce, lucrarea e trimisă la media, la Comisia Tehnico-Economică și așteptăm rezultatul. Ei fac să vadă, rentează, nu rentează, dar nu văd cum a rentat. Deci, pe la Munca, e numai casă lângă casă. Pentru o lege de dată de curând, localul distribuitorul de gaze este obligat să ne acordeze ca și comunitate. Da. N-are de ce să zică rentabil sau nerentabil. Da, treaba e bună de un proiect, mai multe localități are prioritate. Se socotește la general, nu știu dacă vreau să facem asta. Nu-i comparatorii. Că nu mai e cea la de la Dea, la Lacra, Dine și asta. Deci așteptăm. Oricum e de durată treaba asta. Că după ce s-a făcut toată asta, începe din cărbocul și lucrări. Dacă cumva nu aș fi atunci undeva anunțat să acum mai nu am avut o problemă și cetățenii nu te-a conducta. Este acolo,
Da, în grădină. Asta eu considerat că am distrus proprietatea și mi-a tăiat și a lăsat așa și a lăsat mizerie pe conducte și a venit în grădină. Dar să facă, trebuie să facă pentru toată pare. Asta au fost și în logica. Asta au fost și în logica de că s-au făcut șanțuri betonate la drum, că se poate să spargă, să distrăge. Deci nu s-a avansat nimic în sensul ăsta. O să avanseze, sunteți. Suntem aproape jumătate de pământ. Partidul dumneavoastră are viceprimarul care e lângă mine. Noi am făcut și proiecte puțin local care au trecut, dar aparatul dumneavoastră o lucrare ceva la proiectul ăla. Da, dar trebuie să aflăm bani ca să facem proiectare. Da, bani. Europeni. Cum să nu avem bani? Nu ați spus dumneavoastră cu drept câștigat, din drept câștigat? Adică dăm de toate la toată lumea și nu avem bani sau cum? Am văzut primării care nu a acordat niciun voucher de vacanță, că nu a avut bani, nici dormi de hrană, că nu a avut bani, dar nu a avut de toate și nu avem bani pentru apă. Dacă legea prevede că trebuie să-i dai. Dar legea nu este nicio lege care spune că e normal, ca în secolul ăsta, în anii, nu să avem de repere așa cum și la cadrele didactice. Eu nu iau nici nici de pe ea. Nu sunt primării care nu au dat la urmă. Sunt primării care nu au avut bani și nu au dat. Dacă și-au pus salarii mari, dacă au făcut... Păi și noi, și noi ziceam. Sau la primul din 2 metri, sunt primării care abia respiră. Păi nici noi n-avem de unde să tragem la acolo pentru primarii, bine pentru puțin. Nu trebuie să îi contrazici și mai da. Legea, legea are o portiță să nu le dăm. Și legea aia funcționează numai la primăria să? Nu, și la alte. Păi la altele nu a fost mult odată. Deci totuși în funcție de bani, de buget. Nu găsim 2 lei ca să facem de atâta timp să demarăm un dalit, să demarăm ceva pentru o adunțiune de apă. Suntem aproape jumătate din comunul fără apă. Ne descurcăm cum putem. Și vreau să vă întreb dacă puteți să luna viitoare, să ne arătați, ne arătați că știți că a fost discuția cu școala de șoferi plătită șefului poliției locale. Da, am spus că s-o recupera, sub ce formă? Da, cum s-o recupera? Sub ce formă? Exact. Că știm că ordinul de bază a fost plătit. Așa au spus colegul meu, cel primar, că ordinul meu. Mie mi-a făcut un referat că trebuie să facă cursuri de previzor tehnic. După ce eu am scris acolo, o venit factura și eu nu am fost atent. Zic, e factura cu ce? N-am citit mai jos. Și după aia m-am dus și am luat măsuri, s-a făcut adresă la școală să se retragă banii, așa. Și o parte deja eu am înțeles. Sunt ședințe, vă spun eu. Dar bine. Și o parte, așa, trebuie să fie. Deci la ședința care vine, chem contabilă să vedem. Mulțumesc. Aveți ceva? Nu, mulțumesc. Mulțumim frumos. În legătură cu parcul din Ceanul Boartea, asta eliminăm orice discuții și cu animale și cu tot, am propus să facă și poartă rotativă, poarta aia mică. Copiii nu putem, de exemplu, din iar eu am spus animale de acolo. Numai doamna proprietarul a lăsat poarta rotativă. Poarta rotativă și intră exact numai persoană. Nu mai poate intra cu căruțul, copiii mici. Este poarta aia la altă culoare, cu dispoziție pe cea mare. Aia mică se găsește mereu deschisă. Da, da, știu, m-am dispus toate tu. Și acum e mai mult și te scoți. Da, ți-a trește în poarta rotativă. Vreau să vă informez și la ce bă, nu știu că muncă am făcut acolo. Bun, da, pe aia am spus o bucată de plasă aranjată legată în țărmă. Când am fost ieri, era jos. Și asta nu e tot. Nu poți ca așa mult. 15 metri, 20 metri, înseamnă de 2 țori și au făcut că avem și noi, poate, mișcă la primărie, care poate și la două chiare acolo. Și nu costă mult. Aia se poate face imediat, într-o zi, 2 oameni, se poate face două țori. Să se afluieze și să se întâlnească. Da, și a doua problemă, locuitorii comunii noastre, locuitorii din sat, la noi, au întrebat retrocedere. Eu mi-am spus că, după cât știu de la dumneavoastră, de la domnul Vice, a discutat și în Consiliul Local, că avem hotărâri trecătorească pentru 2000 și ceva de hectare care trebuie retrocedate. Până în prezent nu s-a mai făcut nimic. În ce stare, cum, ce pot spune la oameni, se mai retrocedează pe toți sau nu. Că acum vedem fiecare, se taie, se exploatează, nu se taie, se exploatează, într-un rit infernal, se marcă într-un rit infernal, pădurile noastre pleacă și nu-i întreb
jumătate sau 60%, nu știu cât au beneficiat de retrocedere. Și noi la Dex am fost și tata mea, mai are 4 etare. Noi, dar suntem atâta cetățeni ai comunicării. În legătură cu retrocedarea, știți problema că noi am ajuns la instanță. Ei doreau să ne dea pe 4 parte, au pe 5 de prosul. Am mai început pe 5 și pe 6 geamăna. Am avut doar pe sază, de la cum vorbi știți și la plătire și am pus oamenii să puteți de acord să luăm la pe 4 parte, unde e un spăcer, ce au mai rămas, unde e pe agăștire, nu știu ce, unde e pe parte, nu știu cum, și unde e pe făgeță, o tăia și-o scos, și oamenii cu bună dreptate nu. Ei nu doresc să schimbe amplasamentul, bineînțeles că se motivează și cu faptul că civil procesul cu alte instituții, dar și cu treaba, încă nu e abordată, nu e rinde. Nu, nu, sentința lor civilă, nu s-a revenit la el. Procesul penal. Dar și la celălalt, încă... Un schem în penal, ca să se abroge, să se abroge, să se... Nu mai știu care e. Adică sentința civilă la Sfântul Gheorghe este o... O curăță, zic, exagață de chestia asta, dar ei în continuare defrișează, defrișează. Dar mai e cum, nu-i bine. Da, înțeles, dar ținuți până la... Care e asemenea? Ce, nu știu, noi suntem în conflict de conflict cu ei, în judecat, cu ei, cu cineva? Nu, Marian. Dar nu am dat la domnul Remarc, eu trebuie să ne explici. Noi suntem într-o judecată cu o instituție anume? Am fost posibil. Am văzut vreodată o hotărâre definitivă care spune că a să retroceda pe fostul amplasament DICA. Așa scria în decizia judecătorului de 2015 sau 2014. Deci așteptăm să termine procesul lor și noi putem să facem acasă. Aceeași treabă a rezultatului. Mă dau apărut un avocat și un individ care zice că au 70 de precontracte care oamenii și-au avut dreptul de proprietate când cu Trifănescu, cu Mărescu. Și domnule, ce șansă ar fi? Șansa o... Păi bine, dacă am fost. Păi nu și-o făcut niciodată nimeni, domnul primar. Nu, domnul Șoran, și-o... Dar la noi așa s-a spus că s-au vândut. Probabil că așa o fi fost, dar la registrul agricol am verificat, adică am fost și am întrebat, toată lumea care i-a dat lui Trifănescu sau cui eu mai judat și care s-o tăia pădurea aia rasă, dar numai ce e vorba lui Ion, alte are de poate, ei au un dosar cu Ion. Și atunci cine i-a dat, cui i-a dat? Până la noi tot cetățenii comuni figurează la registrul agricol. Cine i-a dat? Oamenii de la noi. Da. Și-au vândut proprietatea, da? Când vinzi o proprietate, acel proprietar... Dreptul de proprietate. El avea adeverința aia roșie. Da, dreptul de proprietate. Avea adeverința roșie care a primit-o de la Comisia Locală și spunea că are drept țiate. În baza la acela, i-o cara cine i-o cara la... Știm cine i-o cara, știm. O ajuns la 5.000 de lei de hectarul. Așa. Da, da. Ei acum vor să îndrepte împotriva oamenilor, când finalul recontractul cu ăla de vânzare a dreptului proprietate și înstrăinare, bănuiesc că au fost niște clauze acolo, 10 de ori, mai mult de 20 ori. Păi apare Lea Cornel Gafisa de funcție la școală, apare la ei cu 45 de hectare. Și ei au dat bani pe 45 de hectare, dar în fond avea dreptul numai la 4,5 hectare. Și acum acela e mort. Bun, și aici e o problemă, pentru că au revenit oamenilor din plată, acele hectare care le-au exploatat alții. Că și-au vândut drepturi. Le-au vândut ca asta. Ăștia nu au luat niciun fel de pădure. Și-au vândut drepturi de proprietate. Noi așteptăm că vine marele plocon, chilipir și să ia pădure. La care eu întotdeauna am spus samsarii care au luat. Dar s-au luat deja. Și-au samsarii. Nu, dar dacă am început-o pe ea, nu trebuie de acolo să-ți ia să vină. Câte să-mi iei în fie de mine? Ați răspuns eu așa. Și apoi, ce nu crezi, nu înțelegi sau nu-i de acord? Înțeleg ce treaba ai fi. Bine, atunci, spune-mi o dată. Chiar nu înțeleg ce treaba ai fi. Îi dai într-una cu filmul, dar nu înțeleg ce film. Păi nu, dar păi tot așa, mă întreg de una în cinci cu ce. Lasă-mă presie, îți explic eu, dar... Da, păi știu, îmi explic cum se face. Păi, dar altă treabă n-avem. Cum vorbesc și unii mai mult așa, nu s-a ridicat nimeni să-i zică de ce vorbim.
Cu ăștia asta e situația. Iar în rest, cei care au luat, fiecare și-au vândut, e treaba lui, postelul la care, de exemplu, la comandă de hectare, nu chiar ziceați documentul, oamenii sunt în evidența noastră, la registrul agricol, la impozite și taxe, umblă, nu știu, înțelegerea între ei și să se cer. Domnul Luca, poftim. Am și o întrebare, dacă mai am. Aceste două societăți au un metru de parcare, pe ei și cu MOC. Cine? Fie nici cu? Profi. Profi și cu moftul? Da. Parcarea ce e dispensarul, urmează să-i punem o placă până e gata o leagă și-o poșă poarta. Că este parcare pentru de luni până vineri și restul ar se parchează duminică, sâmbătă, dacă vin. Da. Mi-am întrebat unui moment al țării. Nu-ți poate trece la față. Blochează tu, voi ce? Eu am vorbit cu doamna director la domnul județean, să scoatem două semne de oprire interzisă la stadionul în care deja sunt și să le băgăm unul aici și unul dincolo de la colțul intersecției, știi? Și o să-l schimbăm. Da, da. Săptămâna trecută, în pas, doi semne trebuie pus și oamenii lui. Dar dacă n-ai semne, băi, dacă n-ai semne, cum să-l sancționezi pe om, dacă nu scrie pe ei? Păi știu, pui semne, da? Trebuie ajutat să vezi. Odată ce s-a dat autorizația ai funcționarii, bănuiesc trebuie luat în calcul. Dacă îți dau autorizație funcționare, ai market, ai bar, restaurant, nu trebuie să-ți dau și niște condiții. Că tot noi o să ne amendați, că omul crește la profi și se duce și pune amende. Ai văzut oprirea interzisă, dar noi ce facem? Ce-i ajută? Nu, nu, asta e la drumul principal. Ce vrei să luați? După, nu poți să faci ce? Că stai cu așa cum ești cu drumul, cu picioare pe volan și fumează? Știm, da, păi se face spate. Da, după condițiile de la de la semnul de stop de lângă colțul clubului, acolo poți parchezi unui bravo. Cu toate că ei, eu zic că ei. Anghelul zis că vine cu atât niște beton și se facă. Eu patru m-aș fi parcat, cu copilul și cu consultivul din luna lumea, să-l dăm băiat. Eu am avut un cert, că nu știu să dau unde să parchez. Să vezi consilierul. Aici în spate, patru copii. Era acolo. Dar nu trebuie la domnul Iubat. Iar avem o rămas de pace, care e nici. Strauze, chiar că nu am văzut un consier. Eu nu am văzut aici le-am mai prins, le-am băgat la complex, s-au apucat și-o spart poarta de la colțul complexului, o rupți pentru și le-au spus. Am sudat niște bare acolo. La o la eu cum mi-am făcut cu lanțul? Nu ce face un ciocolit la timp, cu lanțul până zice în gura ciocolit. Și de-apoi îl lasă. Ce se face? Mai astăzi? Lăsați, știu și mai tare. Ce am luat în două? Da, cum așa am spus de două. Două vieți. Mulțumesc. Discuția din ședința din Consiliu, cu două, trei luni,
când doamna Simona... Deci știm, știm discuția, dar nu vreau să spunem. La suma de 35.000 de lei, dumneavoastră au avut experiența de la sala Dărmănești și au spus, domnule, cu atâția bani nu se poate organiza. Acum, dumneavoastră hotărâi să o face, cu resurse locale, că la ora asta nu se mai poate să muzicanți, sau nu mai face? Asta e întrebarea. Așa, și mai departe, legat de școală, la școală, ținând cont că sunt copii în vacanță, poate să rezolvă o dată cu porțile alea la terenul ăsta. Păi, totuși, trei ani de zile, avem porțile exact cât lățimea, mai cât lungimea terenului. Da, 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 da.